Tragedie evitată la limită în orașul Bălț. Doi băieți au fost salvați de la NEC. Totul a avut loc în data de 14 august într-un lac din oraș. Copiii au fost observați de niște trecători. Imediat, doi bărbați au sărit în apă și au scos băieții la mal. Din spusele celor care au salvat copiii, cei doi abia de mai puteau respira. Din fericire, trecătorii au intervenit la timp și au reușit să-i salveze pe cei doi băieți. Din spusele celor de la fața locului, niciunul dintre copii nu a avut de suferit. Aceștia s-au ales doar cu câte o sperietură pe cinste. În acest context, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență reamintesc părinților despre riscul înnecurilor în timpul scăldatului și îndeamnă să nu-și lase copiii nesupravegheați în preajma lacurilor și a râurilor. Potrivit informațiilor de la începutul anului, în bazinele acvatice din țară și-au pierdut viața 63 de persoane, inclusiv 10 minori. Totodată, peste 120 de oameni au fost salvați de la NEC.